Edilul spune că investiția se ridică la aproximativ 35.000 de euro, sumă strânsă dintr-o taxă pe care o plătesc locuitorii și firmele din Mamaia. Prima cheltuială care se va face din această taxă este suportarea cheltuielilor pentru realizarea cântecului, a filmărilor și așa mai departe. Oricum, suma este mică față de ce bani și ce milioane de euro au cheltuit degeaba cei din fostul guvern. Discutăm de 33-34 de mii de euro, ceea ce este insignifiant față de impactul pe care îl are cântecul și clipul. Până aici, nimic ieșit din comun, numai că, deși proiectul care prevede aplicarea taxei de promovare în stațiunea Mamaia a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul Local, taxa propriu-zisă nu a fost încă plătită de contribuabili, deci banii nu au ajuns la bugetul local.